Pentru trecerea la ora oficială de iarnă, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Modificarea are loc în noaptea de sâmbătă 27 octombrie spre duminică 28 octombrie, atunci când ora 4 devine ora 3. Tot atunci, trenurile de călători care au ora de plecare din stațiile de formare după 4 vor pleca la orele din mersul de tren în vigoare, respectând ora oficială de iarnă. Trenurile de călători aflate în circulație după ora 4, ora oficială de vară, vor opri în stațiile din parcurs stabilite și vor staționa până la ora de plecare din orarul nou. Acest mecanism de schimbare a orei este folosit de România din 1932, acesta fiind folosit de peste 100 de țări din întreaga lume. Studiile cercetătorilor au evidențiat o serie de efecte negative ale trecerii la ora de iarnă, printre care se numără irascibilitatea, tulburările de somn și creșterea nivelului de stres. Tot ei mai spun că oamenii au nevoie de cel puțin o săptămână pentru a se adapta noului fusorar. Pentru următorii ani, trecerea la ora de vară și la ora de iarnă se va face la următoarele date: 2019, 31 martie, 27 octombrie și în 2020, 29 martie, 25 octombrie. Asta dacă nu va fi eliminată schimbarea orei de vară. Pe 12 septembrie, Comisia Europeană a propus în mod oficial o astfel de variantă. Decizia stă acum în mâinile statelor din Uniunea Europeană, care pot decide dacă doresc sau nu să o păstreze.